primarului Nicolae Barbu și a administratorului public al municipiului Emil Vucă au fost inaugurate astăzi cele două căsuțe sau puncte de comercializare în piața centrală. Giurgiuvenii au astfel ocazia să le fie alături copiilor și tinerilor cu handicap fizic din Giurgiu prin cumpărarea obiectelor lucrate de aceștia. Ați făcut un gest frumos astăzi. Cui vreți să le dăruiți? Soacrei mele. Este ziua dumnei și vreau să-i fac un cadou. La mulți ani să vă trăiască. Mulțumesc frumos. Mi se pare această idee de a vinde produsele făcute de copii cu dizabilități. Să-i arăt, doamne, cum. O idee foarte bună și mă bucur că există copii care sunt în stare să facă așa ceva. Toată luna aceasta este o luna cadourilor. E bine ca fiecare să facă prin cumpărarea acestor bunuri, fac două bucurii, una celor de unde cumpără, fiindcă banii aceștia se duc la Asociația Copiilor cu Handicap Fizic și Locomotor, și totodată celor care îi oferă un lucru unicat. Și este un lucru bun. De multe ori handicapul este în mintea noastră. Să știți că lucrul acesta se vede. Dincolo de ajutorul oferit din funcția publică pe care o deține, răspunzând solicitării făcute de această asociație, edilul a vrut și să contribuie la campania de strângere de fonduri, inițiată prin vânzarea acestor produse, cumpărând mai multe obiecte. Banii rezultați din vânzarea felicitărilor, a tablourilor sau a sfeșnicelor realizate din hârtie sau plastic au titlul de donație și vor ajunge în contul Asociației de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic, urmând a fi folosiți pentru cumpărarea cadourilor de Crăciun pentru cei 70 de tineri și copii din cadrul acestei asociații. Astăzi este o zi deosebită pentru persoanele cu dizabilități, e ziua internațională a persoanelor cu dizabilități și cu această ocazie am venit să facem această expoziție pentru că începem o campanie de sponsorizare pentru Crăciun, ca să cumpărăm daruri, da, pentru Crăciun, pentru 70 de copii și tineri cu dizabilități și oricine poate dona și poate lua și o lucrare deosebită. Căsuțele vor fi deschise în special în zilele de weekend, prețul produselor variind între 5 și 20 de lei.